Manifestarea Rivulus Dominarum nu este doar o expoziție de produse, ci cuprinde inclusiv întâlniri de afaceri între companiile din județul Maramureș cu reprezentanți ai firmelor din țări precum Slovacia sau Republica Moldova. Potrivit conducerii Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, care se ocupă de organizarea evenimentului, astfel de acțiuni sunt esențiale pentru a stabili relații de colaborare, dar și pentru a face schimburi de experiență. Și în acest an, Rivulus Dominarum vine ca o manifestare complexă, pe lângă componenta expozițională, care e cea mai importantă, bineînțeles. Avem componenta de business, componenta de întâlniri de afaceri, de întâlniri cu delegații străine. Vom avea la Baia Mare foarte multe delegații străine, delegații din Ungaria, din Republica Moldova, din Slovacia. Expoziția Rivulus Dominarum se desfășoară în perioada 23-25 septembrie, concomitent cu Sărbătoarea Castanelor. Delegațiile din străinătate vor avea ocazia de a fi prezente atât la eveniment, dar se vor bucura și de o excursie în Maramureș, prin care organizatorii doresc să promoveze frumusețile județului nostru. Ne vom ocupa să le pregătim un program atât de vizite la companii din județul Maramureș, cât și de vizite în scop turistic și de promovare a turismului din județul Maramureș. Desigur, una din zile va fi dedicată întâlnirilor cu companii business to business. Expoziția Rivulus Dominarum revine în Baia Mare după 2 ani de pauză și a ajuns la 28-a ediție. Evenimentul se va desfășura la Sala Sporturilor la Scărpană, iar vizitatorii vor avea acces la o gamă variată de produse de calitate.